Salutare, prieteni! Astăzi vă facem un review la JBL Party Box 110. Am făcut și un unboxing pe canal acum ceva timp. Acum vom face prezentarea. După cum puteți vedea, boxa la prima vedere arată asemănător cu JBL Party Box 710. Același design. Acesta nu are rost, dar fiind mult mai mică pe lângă 710, cât jumătate din ea. Seamănă foarte mult boxele și la jocul de lumini. Aici sus avem butonul din care schimbi jocul de lumini. De aici puteți să le opriți sau să le porniți. Volumul. Play, pauză. Dacă apeși de două ori consecutiv, schimbă melodia. Bass boost. Două moduri de bass boost. Aici este nivelul la baterie, are și baterie. Două tuitere, două woofere. Se poate pune și culcată boxa exact la fel. Ce avem aici? Suport pentru stativ. Ceea ce este foarte mișto. Se cumpă și un stativ să... Îl am acolo, să... poate o pun o dată și o dată pe el. Aici. Microfon, chitară, auxiliar. Intrare de auxiliar, ieșire de auxiliar, USB. Pentru stick de muzică sau să-ți încarci telefonul. Butonul acesta este... Super mișto, deoarece puteți să conectați mai multe boxe JBL la fel. Sau pot să conecte și asta cu 710. Dacă am două la fel, se aude și stereo. E super mișto, așa. Da, boxa are autonomie de 12 ore. 160 de W când este în priză. Când o scoți din priză scade puțin basul și în altele. Deci bănuiesc că are undeva la 100-100 și un pic de W. Se aude destul de bine și afară și în casă, nu mai zic. Sunt la bloche suficient, nu-ți trebuie mai mult. Și cu aceasta deranjezi vecinii. O să vă arăt acum și cum se aude. Na, boxa este super mișto. Îmi place că seamănă foarte mult cu 710 la design și la jocul de lumini. Na. Haideți să vedem cum se aude. Avem aici un Sony XP500. O să-i fac un review și la aceasta în curând. Haideți să vedem. Basul este la maxim. Bass boost-ul este activat. În altele sunt la maxim, o să vă arăt imediat că are în aplicații niște reglaje. Sony XP500 se aude mult mai bine. Chiar super bine. Vă arăt imediat și aplicația acum să vedeți cum arată. Seamănă cu... E exact la fel ca la 710. Bun. Cam așa arată aplicația, ce sunt jocurile de lumini. Aici ne arată că este băgată în priză.
Dacă nu este băgată în priză, ne arată bateria și cât are la sută, luminile. Aici sunt reglajele de bas. Bas boost-ul. Două moduri de bas boost. A, mai devreme era cu bas boost oprit. Deci, așa se aude cu bas boost oprit și basul la maxim. Și cam atât. DJ Sound. Karaoke Effect. Da, aici are reglații microfon. Și cam asta este boxa. Haideți să vedem și cum se aude cu bass boost-ul activat. Că mai devreme nu era bass boost-ul activat, am greșit eu. Altceva. Chiar este o diferență. Tare. Comparativ cu Sony are un bas mult mai mișto. Chiar se merită diferența de 300 de lei la momentul actual. Aceasta este 1400, iar aceasta a fost 1700 de lei. Și are și un joc de lumini super mișto față de asta care are doar 6 LED-uri. 3 sus, 3 jos. Și basul este mult mai puternic, bas boost pe baterie, asta se aude mult mai tare decât Sony. Și afară se aude mult mai bine asta decât Sony. Sony afară nu prea, mai mult de interior. Da. Mă mulțumesc pentru vizionare. Cam asta a fost, o să vă prezint și Sony XP500 în curând. Salutare, pa, pa!